Doamnelor și domnilor, suntem în interiorul mall-ului și avem aici vrute și nevrute și tot felul de legume de nu le mai știi pe lume. Și ce avem aici? Prolificul usturoi. Deci în Brazilia avem usturoi, dragii mei. În ceea ce privește orașul, găsești în proporție de 85-90% ceea ce găsești și în România, în afara unor fructe mai exotice care acum s-ar putea să existe și în România. Avem aici nuci de cocos. Vreau să vă arăt asemănarea dintre magazinul din Brazilia și magazinele din România. Ei, almost the same thing, aproape același lucru. O să luăm câte o plăcintă de cu brânză. Vrei un pound de queijo? Ce? Un pound de queijo, specific al lor. Lupuriți așa cu brânză de-a lor. Da, da, da. Ia două, una pentru mine și una pentru tine. Au, și eu vreau un mocacino. Deci dacă este mocacino aici. Așa, uitați, domnilor și domnilor, suntem aici în capitala Braziliei, Rio de Janeiro. Mai târziu o să vă arăt și plaja. Dragi prieteni, mamă și tată, că fac video asta pentru familia mea, mi-am luat un porumb fiert, am dat pe el 5 reai, adică din jur de 5 lei vine asta. Și sunt în Brazilia, Rio de Janeiro, aici pe plajă. Andreea s-a dus să ofere niște meditații, ea oferă meditații de limba română la niște evrei și m-a lăsat să stau pe plajă aici 2 ore. Uitați, acolo e un munte, voi o să vedeți videoclipul ăsta probabil când deja o să ajung acasă. Am ghiozdanul în spate, acum o să-mi pun prosopul de plajă și o să stau aici la soare să mă culc sau să vedem, să stau așa relaxat. Pe nisip e foarte... e relaxant, e cald, știi? Oricum în mare nu o să intru pentru că am mers așa pe margine să-mi vină un pic apa la picioare și e rece. Sunt oameni în apă, dar pentru mine e rece apa. O să mai fac filmări prin diverse locuri unde o să ajung să vă arăt și vouă. Dragi părinți, dragă mamă și tată, tot uit să fac videoclipul ăsta ziua, așa că o să-l fac acum noaptea, am toate luminile aprinse. Deci, unde stau eu în Brazilia? Aici se pare că am 3 paturi, 1. De aici mă uit la calculator când vreau să pun ceva pe YouTube, stau în patul ăsta. În patul al doilea îmi pun ceva lucruri, telecomanda de la aerul condiționat, telecomanda de la televizor, încărcătorul, gentuța. Nu folosesc niciodată televizorul, de când sunt aici nu l-am aprins. Ăsta e televizorul, nici în țară nu mă uitam la televizor, nici aici nu mă uit la televizor. Se pare că aici sunt și posturi creștine, dar eu, neștiind limba portugheză, n-am niciun interes să mă uit la televizor. Aici este biroul unde stau la laptop. Se pare că am descoperit că e foarte interesant să stai la laptop în scaunul ăsta rotativ. Este foarte folositor să ai un scaun din ăsta rotativ atunci când ești pe laptop, o să-mi cumpăr și eu unul când voi fi în țară. Aerul condiționat, cum spuneam, nu poți să stai aici în Brazilia fără să ai aerul condiționat, este foarte cald, deci noaptea dorm cu el pornit, m-am obișnuit să dorm cu aerul condiționat pornit pentru că altfel nu pot să dorm. Mă trezesc la 2 noaptea și nu mai pot dormi până dimineața dacă n-am aerul pornit. Ok, aici este intrarea, aici am o măsuță, aici se pune încălțămintea, am frigiderul aici, dulapul cu haine, am în partea asta, aici am aparat de, da, călcat rufe, toate condițiile aici. Fac video ăsta în principal pentru părinții mei și pentru câțiva prieteni apropiați. Dușul, aici duș în fiecare zi, obligatoriu. Nu te obligă nimeni, dar te obligă clima. Bine, și în România când este cald trebuie duș în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi, aici cu atât mai mult. Și nu în ultimul rând o să vă prezint asta. În acest recipient se pune apă și va rămâne pentru cel puțin
24 de ore la temperatura la care pui. Deci dacă pui apă rece aici, o zi întreagă apa rămâne rece. E foarte bine, este imperios necesar să ai unul din ăsta pe temperaturi mari. Acum o să încercăm să vă arătăm bucătăria. Când ieșim aici pe hol, se face lumină, lumina se aprinde în mod automat, aici ne uscăm hainele. Aici avem mașina de spălat, tot timpul aici se aude un uruit puternic. Aici undeva pe acoperiș sunt antene de televiziune. Intrăm în bucătărie, aici ni se pune săptămânal niște biscuiți, banane, pâinici. Aici e o pâinică foarte moale, la cantină nu ni se dă pâine, dar aici ni se dă pâine, este extrem de moale pâinea asta și bună. Asta pentru cafea. Aici putem să prăjim diverse chestii și aici avem două cuptoare cu microunde. Pentru că nu am tigaie, îmi fac ouă la cuptorul cu microunde. Cuptorul de sus e foarte puternic, nu-mi fac ouă la cuptorul acesta pentru că le prăjește foarte, mi se strică ouăle, deci împroșcă, le prăjește foarte tare, mai bine fac în ăsta, încet și bine face. Iar aici mi se pune săptămânal mâncare, ouțe, mere, salam, cașcaval, apă. Aici la ei găsește așa ceva în magazine, asta e apă, apă goală, se vinde apă la doză. Și delicatesea casei, Guara Camp. Asta e un fel de suc aici la ei. E ceva foarte ieftin, apă cu zahăr, însă mie îmi place foarte mult. Are un gust simplu, nu-mi dă refluxuri gastroesofagiene, n-am probleme la stomac, e foarte bun pe căldura asta. Bună dimineața! Acum ne vom începe ziua de lucru. Suntem în curtea bisericii. Clădirile astea toate sunt ale bisericii. Sunt multe departamente, pentru că de biserica asta aparțin mult mai multe biserici. Au în clădirile astea departament și de avocatură și de arhitectură pentru bisericile noi care se construiesc. Și multă lume lucrează aici. Televiziune creștină. Acum vom merge la cantină. Intrarea se face pe bază de cartelă. Asta se mănâncă de dimineață. O cafea sau un ceai și cu pâinea aceasta care conține unt. Vă aduceți aminte de unde am coborât? Aici locuiesc eu. Și acum mergem la servici. Intrarea este pe aici, foarte aproape. Intrarea către clădirea unde lucrez este la doar 15-20 de metri de locul unde locuiesc. Ușile de aici sunt izolate, fonic. Acum e dimineață, deci nu o să fie prea mulți colegi aici. Aici este studio de televiziune, unde misionarul face misiuni, misionarul Soares. Camere, aici sunt birourile, aici sunt niște camere izolate, unde cine vrea să intre la telefon, vorbește aici, dar aici se realizează și niște misiuni. Se dublează în limba română, adică cineva stă cu căștile pe cap și în timpul transmisiei live a emisiunii dublează emisiunea, fie în română, portugheză, spaniolă, mă rog. Cum să vă arăt biroul meu? Bon dia! Acesta e biroul meu. Aici lucrez 8 ore pe zi. Cum am zis, aici este o televiziune creștină. Acum e foarte de dimineață, de-aia sunt doar două persoane. Dar fiecare loc de aici, aproximativ fiecare loc de aici o să fie ocupat. Prin acest studio de televiziune s-au întors foarte mulți oameni la Dumnezeu aici în Brazilia.
misionarul a început cu o emisiune pe care a transmis-o live la ore de maximă audiență. Asta ar fi cum ar însemna ca cineva să cumpere audiență de la ProTV și când au ei ratingul cel mai mare, atunci să apară o emisiune creștină și să se cheme oameni la Dumnezeu, la pocăință. Cam așa ceva s-a făcut aici. Dacă închiriez o oră la ProTV, la un ceas de maximă audiență, este foarte scump. Și asta a făcut misionarul. Și de 30 de ani sau 40 de ani lucrarea asta s-a tot dezvoltat și a crescut foarte mult. Pentru că Dumnezeu a binecuvântat această lucrare. În metrou în Brazilia face beatbox.